În ultima ședință a adunării eparhiale, înalt preasfințitul părintele arhiepiscop Ioachim a aprobat o serie de numiri pe funcție și transferuri de preoți în mai multe parohii, în care preoții s-au pensionat. Conform surselor noastre la Roman, s-au produs următoarele modificări notabile. Preotul protopop Dragoș Munteanu a fost eliberat din funcție, locul acestuia fiind luat de preotul Dan Alexandru Antoci de la parohia Precista Mare, spun sursele noastre, din cauza faptului că numele său a fost introdus într-un sondaj politic de măsurătoare a notorietății, propunându-i de către o formațiune politică să candideze în numele acesteia la funcția de primar, lucru interzis de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe de mai mulți ani. Fostul preot protopop Dragoș Munteanu a fost numit inspector eparhial. Prin pensionarea de la 1 septembrie a preoților Mihăiță Popovici și a preotului paroh Rotaru de la parohia Pregista Mică, pe postul vacant al acestora a fost transferat preotul Tiberiu Roșu de la Poiana Stejaru, care duminică 30 august a oficiat ultima slujbă și și-a luat rămas bun de la credincioși. Acesta va fi numit preot paroh, cel de-al doilea post fiind ocupat de preotul Alexandru Lezeu, care a funcționat anul trecut ca director al Liceului Tehnologic Vasile Sav. Acesta va ocupa locul preotului Mihăiță Popovici. Încercările noastre de a-l contacta pe preotul Alexandru Zamfir, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei, s-au soldat cu eșec, ținând cont de faptul că acesta se află astăzi, 31 august, în calitate de împuternicit al Arhiepiscopiei la activitățile de predare primirea gestiunii parohiilor vacante. Vom reveni cu amănunte în măsura în care vom primi și confirmările oficiale.